Primarul comunei Ghiroda Ionut Stănușoiu a semnat autorizația de construire pentru centrul de colectare deșeuri cu aport voluntar. În perioada următoare, cei de la Adit Timiș vor demara licitația pentru execuția lucrărilor în teren. Proiectul are o valoare de peste 3 milioane de lei și este finanțat din fonduri nerambursabile. Acest centru rezolvă problema următoarelor tipuri de deșeuri. Vopsele, medicamente, baterii, deșeuri hârtie, carton, textile, deșeuri voluminoase, sticlă, ambalaje, anvelope, deșeuri vegetale și deșeuri metalice.